uit la copiii mei și la alți copii și mă gândesc așa cu milă și cu părere de rău că mi se pare că au un job prea solicitant. Nu greșesc atunci când spun un job prea solicitant pentru că școala, alături de celelalte activități pe care le au de făcut, sport, meditații, desen, alte dansuri și așa mai departe, da, sunt lucruri care le ocupă foarte mult timp. Pe lângă școală, 6-7 ore pe zi, în cazul elevilor de gimnaziu, mai există și karate, mai există drumul până la karate. Karate, sport în orice sport, în not, tenis, ce vrea fiecare să facă, plus uh, meditații uh, atunci când uh, e vorba despre uh, situații uh, la anumite materii care presupun un ajutor suplimentar în general, în clasa 7 8 la matematică și română. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Acum, asigur că sunt copii excepționali care nu au nevoie de meditații, sunt și copii care uh, nu, mă rog, părinți care nu-și permit să pună meditații, dar care uh, pot să-și lase copiii uh, la școală, la ore pregătitoare, suplimentare, pentru că există în anumite școli și astfel de ore pregătitoare gratuite. Ceea ce e minunat. Uh, ce vreau să spun este că sunt uh, copiii noștri foarte solicitați, sunt foarte munciți, sunt foarte... Aș putea spune la un moment dat și stresați de toate lucrurile astea. Eu cred că asta trebuie făcute nu doar cu judecata părintelui, ci și cu acordul măcar tacit al copilului. Sigur că cea mai mare parte a copiilor noștri își dorește să rămână acasă, să stea cu părinții mai mult, să nu facă lecții, să stea pe ghegeturi sau pur și simplu să se joace cu copiii din, din cartier. Cea mai mare parte a timpului așa ar dori, că și noi, până la urmă, ca părinți, am dorit să ne relaxăm, nu să mergem la serviciu. Dar, în fine, este normal uh, să se întâmple lucrul ăsta, dar la, atunci când se simte nevoia, atunci când, uh, până la urmă, fiecare copil are nevoie de sport, fiecare copil trebuie să aibă o activitate fizică, de două, trei ori pe săptămână și dacă asta nu se întâmplă așa cum trebuie la școală, e și de înțeles de, de multe ori. Sunt părinți care nu acordă o importanță deosebită sportului și atunci la școală sigur că nici profesorul poate să ceară foarte mult de la elevi. Dar în situația în care noi, părinții, suntem conștienți că pe lângă școală și pe lângă a aprofunda materia și a face, a lucra în particular, pe lângă a fi niște elevi conștiincioși, este necesar ca aceștia să facă pentru sănătatea lor și sport, atunci sigur că trebuie să uh, investim timp și unor și bani în uh, activități. Există la școli uh, ore de dans, trupa școlii de basket, trupa școlii de dans, uh, sunt renumite anumite școli pentru trupele de dans, pentru uh, cursurile de uh, karate, pentru cursurile de basket, pentru trupa de, de basket și așa mai departe. Uh, lucrurile astea sunt uh, posibile, uh, sigur, și cu uh, mai mulți... Uh, și cu mai mult timp din partea noastră, depus din partea părinților, acordat copiilor și ast unor astfel de activități, dar și cu uh, mijloace financiare. E, uh, ce vreau să spun este că ar trebui să găsim noi cumva măsura lucrurilor, pentru că nu este sănătos ca băieții fetele noastre să aibă tot timpul ocupat cu ceva. Eu consider că este sănătos și că le este de mare folos ca din când în când să se mai și plictisească. Să aibă timpul ăla în care se plictisesc 10 minute, un sfert de oră, o jumătate de oră pe zi. Ei au dreptul, între ghilimele, să se și plictisească, adică să nu facă nimic. da? Deci este necesar ca o jumătate de oră, o oră pe zi. Uh, -am, am spus un sfert de oră este uh, prea, prea puțin. da? o jumătate de oră, o oră pe zi este nevoie ca aceștia să se plictisească. Să n-aibă nimic de făcut. nu da, da, nimic. Ce am de făcut? Nimic. Nu am de făcut nimic. Le putem organiza timpul și activitățile în așa fel încât să existe și asta. La un moment dat băieții mei aveau așa, luna, miercurea, karate, marțea, joia, meditații la rună și la matematică. Vinerea mai aveau la, făceau tenis și mergeau la engleză. Era prea mult. Prea mult pentru toată lumea. Este uh, minunat uh, să ai un copil uh, foarte activ, care se pricepe la multe lucruri, dar eu nu știu dacă ăla este și cel mai sănătos, cel mai fericit uh, copil. Sau, mă rog, nu, e, nu știu dacă este în aceeași măsură și sănătos și fericit. Deci, în funcție de copil, noi părinții, noi ne cunoaștem copiii și dacă suntem sinceri cu noi și încercăm să nu ne vărsăm frustrările noastre și lucrurile pe care noi nu am reușit să le facem în tinerețea și în copilăria noastră, să-i obligăm pe aceștia să o facă. Dacă eu am vrut să fiu medic și n-am ajuns medic, nu înseamnă că trebuie să-mi oblig copilul să ajungă medic, da? Deci să încercăm să facem asta, nu este simplu, e adevărat, dar nici nu putem să ne încărcăm un copil cu un program între ghilimele de medic, cât chirurg, dacă acesta uh, are energie, uh, cât pentru, uh, nu știu, un uh, colecționar de timbre sau cu, uh, eu știu, o altă uh, activitate care presupune mai mult uh, efort intelectual și fizic. Da, deci să nu căutăm, uh, să nu dorim extremele. Să nu ne dorim uh, lucrurile uh, perfecte de la copiii noștri, să nu ne dorim să fie ceea ce noi n-am reușit niciodată să fim și probabil că nimeni nu o să ajungă vreodată uh, acolo. Dar nu trebuie să fie astronauți, nu trebuie să fie neapărat uh, piloți, nu trebuie neapărat să fie medici-chirurgi, dacă noi ne-am dorit asta și n-am reușit să, să facem. Sau Miss World, dacă uh, fetița noastră are 1,50 și este, mă rog, aș, va ajunge la maturitate să aibă în 1,50 și e mai rotunjoară. Este minunată, poate să fie superbă, așa, poate să fie un medic foarte bun, dar nu neapărat Miss World, da? Deci să, cu măsură, toate lucrurile trebuie făcute în viață cu măsură, dar măsura asta e diferită de la un om la altul, de aceea trebuie găsit cumva, în așa fel încât eu am mai spus în videourile mele, greșelile pe care le facem în educația copiilor se văd mai târziu și trebuie să fim foarte conștienți de lucrul ăsta și să încercăm să facem cât mai puține, cât mai puține greșeli. Chiar dacă facem mai multe încercări, chiar dacă avem la un moment dat prea multe frământări și nesiguranță și uh, considerăm că este nevoie, nu ne dăm seama care este răspunsul. Ținem cont de, de asta și cerem sfatul unui specialist. Nu suntem specialiști în toate. Nu suntem medici buni dacă n-am făcut uh, facultate de medici și n-am profesat, da? Deci noi, ca părinți, nu suntem nici medici foarte buni, nici buni farmaciști, nici buni sportivi, nici buni specialiști, sunt în alte domenii. Noi suntem părinți și avem datoria de a identifica problema copilului nostru, slăbiciuna lui, de a ne-l cunoaște, de a-l iubi. Avem datoria de a l iubi, de a-i descoperi uh, talentele sau să-și le descopere singur, dar oferindu-le oferindu noi mijloacele. Să ne revedem cu bine mâine dimineață. Zi minunată!